Guvernul României a publicat în monitorul oficial un ordin al Ministerului Sănătății referitor la infecțiile asociate asistenței medicale, act normativ armonizat cu directivele europene de raportare a infecțiilor intraspitalicești. Actul normativ are la bază o serie de cercetări științifice ale doctorului Filip Panait, incluse în teza sa de doctorat, care au fost trimise spre studiere specialiștilor din președinția României, Guvernului României, prin Ministerul Sănătății. Începând cu data de 7 octombrie 2016, a fost publicat în monitorul oficial un ordin de ministru prin care se anula ordinul 916/2006 privind infecțiile nozocomiale și se introduce propriu-zis un nou model de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale în conformitate cu directiva europeană 506/2012. La elaborarea acestui ordin am contribuit direct prin memorii adresate primului ministru, ministrului sănătății și președintelui României. Actul normativ referitor la raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale cunoscute până acum ca infecții nosocomiale a fost analizat și în Consiliul Suprem de Apărare al Țării ca fiind o reală problemă de securitate națională. Mie a preluat inițiativa și a introdus pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării această inițiativă pe care eu am avut-o. Așa, ce presupune acest nou mod de raportare? Acest nou model de raportare a infecțiilor din unitățile sanitare cu paturi pentru acuți presupune ca toate infecțiile apărute după 48 de ore să fie raportate și trecute într-un registru național electronic al infecțiilor asociate asistenței medicale. În concluzie, față de modelul practicat până acum, din acest moment, orice infecție apărută în spital, fie că a fost adusă de pacient de acasă, fie că a apărut în spital, trebuie raportată. Până la apariția noului act normativ, infecțiile intraspitalicești erau greșit raportate la doar 0,02%, când în realitate media acestor infecții este în spitalele românești cuprinsă între 3 și 6,2%, peste media europeană de aproximativ 4%. Până acum se raportau doar infecțiile care apăreau în spital după internare și dacă erau dovedite ca fiind luate din spital. Și din acest motiv noi avem infecții foarte puține, 0,02%, în timp ce media europeană era între 4 și 7%. Conform studiului efectuat de mine în 2015, media reală a infecțiilor din unitățile medicale românești ar fi situate între 3 și 6,2%. Normativ stabilește modul de raportare corect a infecțiilor asociate asistenței medicale care trebuie înscrise automat în Registrul Național Electronic al acestui tip de infecții. Consider că va fi destul de bine primit noul ordin, întrucât managerii de spital și șefii de secție vor fi încurajați să raporteze pentru rezolvarea problemelor. Eventual vor fi reticențe pe aici, pe acolo, medicii nu vor mai putea fi acuzați că au ascuns informații infecției. Deci este un plus pentru medic, având în vedere că opinia publică și presa îi acuzau că ei ar ascunde, de fapt, adevărul despre infecții. În realitate, legea nu le permitea să raporteze așa cum se raportează în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Ordinul Ministerului Sănătății dă definiția corectă a infecțiilor nosocomiale, care în realitate sunt infecții asociate asistenței medicale. Urmează elaborarea de ghiduri practice de realizare a raportărilor. În opinia doctorului în medicină Filip Panait, acest nou mod de abordare a unei realități medicale va salva în următorii ani cel puțin 100.000 de vieți omenești secerate până acum de apariția acestui tip de infecție.